l-ai băgat pe Nicolas ca să mă îndepărtez de mine, ca să fiu doar al tău. Vezi că știi. Băi, bravo, mă. Băi, cum le gândești mulțumim, tu. Bună dimineața, iubire, cum v-ați văzut? Bună dimineața, iubire! Da, iubire, iubesc mult! Nu-ți mai dau important să fii că îți dai niște aere și nu-mi place. Adică te consideri la un nivel mult mai înalt și încă nu vrei să-ți asumi greșeala. Așa îmi place să complimentez, să fac glumă, să simt. Dar nu-i problemă la tine, Livian. Ești normal, liber, eu originalul ăsta. Ca pasărea cerului. Păream ieșit din comun că ea cioptește ție la ureche după ce jumătate de oră stau și vorbesc cu ea și zic că m-a deranjat tot ce s-a întâmplat. Nu, nu, deci eu vreau să ies de aici, că nu, deci mi se pare du-te penibil. Du-te pe lună. Penibil. Eu te vină eu, nu, eu am luat bărbat, mi-l trebuie mie pe Livian. Și e frumos, e la, e frumos? Da, vorbesc. Nu, e frumos să faci ce-ți m-am dat la el, nu mi-l trebuie, înțelegi sau nu? Nu, nu mai exagera atât, că exagerez grav de tot și nu-i cazul. Pe holul niciodată nu i-am dat flirtul și așa mai departe. Tot timpul a fost amical, înțelegeți sau nu? Ce vrei să-ți facem? Să-ți desenăm? Îți explică fata asta de 3 ore aici? Ce vrei să-ți facem mai mult? Dacă aș vrea, poate că aș putea avea pe unii. Vivian, ce a existat între tine și ela? Între mine și el au existat un foculeț, așa, o plăcere. Ce faci, iubire? Ce-ți fac, iubire? Soare, dar ce tricou roz ai, iubire? Asta e la surpriza. De asta nici nu ți-am zis eu în ce mă îmbrac. Ok. Surprise! Este frumos. Dar Ramona ce... Este foarte frumos. Ce antrenament ai băgat? Asta vreau să vă întreb. V-a plăcut dansul Ramonei? Bang, bang. Zice, mișcăream? Pe mișcări, dar un pic ca vreloare, dar e ok. Eu nu zic nimic, mă abțin. Nii, Valea Oltului, eu făcut pe acolo, bang. Bang, bang, așa, frumos, din bazin. Alea, alea. Bine, ale. Bang, bang. Așa, din bazin. Mișcă din buric. Bang. Mișcă din buric. Țin eu. Mai băgat,
romanezo. Bravo, bravo, romanezo. Romanezo. Ce ai pierdut? Iubire, ce ai zis de tot mă pun aici pe ecran? Finule, ce ai pierdut? Eu când am văzut cum face Ramona... Ce părere ați avut? Ui, ce face Gabi? Regresi ce... Emisiunea asta lansez pentru tine. Ramona, să dansez. Nu, nu, îmi place dansul, se numește. Puterea dragostei are talent. Iubire, ce ai zis, că ți-e greu? Oricum, bravo, fete. Am glumit și eu. Sunteți talentat. No, Gabi, ce ai pierdut? Nu mai vorbești. Și tu ești talentat. Am glumit. Ești talentul meu, Ramona. Oh, ce bine a sunat asta. Ia uite la Ramona, ca în filmele indiene. Ramona, întoarce. Ramona își face talentul. Ce să fac? Păi tare. Pic, șoc. Zici că avem o concurentă nouă. Lilian. Ramona. Eu sunt Rașca Pur. Șip, șaip, șop, mișcă. Vrei sau nu vrei să recunosc? Livia, zici că e aviator cu ochelarii. Da, da. Pe bune, zici că-ți dea zi. Auzi, haide, vino! Hai, rămâne la fata! Rămâne la fata! Bianca! Ai pierdut! Bine, produsia! Bine! Bianca! Auzi cum a scris! Bianca Iceberg! Bianca era rechinul, v-am mâncat pe amândoi! Nu, Bianca Icebergul! Bianca e rechinul, v-am mâncat pe amândoi! E în albastru, e rechinul! E Icebergul! Bună, rău asta! Aoleu, ce, cum numai pe noi doi ne pune aici? Dar știți care e faza, că Ramona se credea în filmul ei? Ramona era în filmul ei! Ramona era în filmul ei!
Ramona, săracă, eram filmui. Da. Era pentru... Liviana, era pentru tine inima aia. Nu știu de cum facem. Puțin, cum? Nu era pentru tine inima ce ți-o trimitea Ramona. Știu, Ligi, știu, dar orice... Haide, bine, mai dați o dată camera să-i fac cu inima, asta e pentru tine. Oh. Forțat, forțat. Ia te, asta care e pentru mine, o iau și ți-o suflu înapoi ție. Hai, mai de, haide, haide, suflu. Ce-i tors cu spatele, ce-ai am făcut? Nu vezi? Nu mă trata cu spatele că pe ultima sută de metri vin altele. Hai, bolunde ești. Da, bolunde ești. Altceva? Ce altceva, nimeni pune întrebările astea. Și altfel? Și altfel, Nicolas ce face? Cine? Nicolas. Doarme. Sper să nu se supere Bianca acum. Ce? Ce? Ce am făcut noi doi? De fapt, am glumit. Oh! Nici o grijă, Ramonica, nu mai testați de renu. Putem trece la alt nivel. Ochii lui Filesul meu. Oh, putem trece la alt nivel. Nu, ți pune fată. Eu, Ramona. Dă-mi mie. Zici că ești o muscă de-aia turbată. Bâz, bâz. Bianca, nu te-ai supărat, nu? Dar de ce să se supere? Nu știu, nu, da, da, da. Întreb și eu. Mă gândesc că inima ta e în altă parte. Păi logic, da. A, pentru tot ce ai da, da, faza asta. Nu, nu pentru faza cu Livian mă Ramona, refer. Singura persoană de la care trebuie să-și cer scuze îs eu, pentru că... Livian, îmi cer scuze dacă cumva te vrăjesc, dacă cumva te fac să te îndrăgostești. Uite-te la el. De la mine trebuie să-și cer scuze. Ramona se distrează. Da, doar m-am jucat puțin. Te rog, joacă-te cu mine în continuare, Ramona. Ok. Hai să facem niște vintage moments. Am vrut doar să dacă s-a supărat Bianca. Chiar nu vreau nu, să o apreciez, m-a întrebat. Mersi. E ironică, mamă. Nu era Doamne, nu era ironică. Bianca, tot să zicem sarcasmul, chiar apreciez, ironia. Nu, chiar apreciez că... Adică o... Vrei să spun că pe el anume? Au! Au! Ați aluzit la el. Nu. Dacă ea au zis că... Da. Mai scăs, nu vreau să faci intenție. Adică... Dacă nu le fac, Doamne ferește, cu alt scop sau... Nu, chiar nu vreau să se supere, chiar nu vreau să-i fac rău. Aveam și un prieten. Nu, nu vreau asta. Nu, uite, chiar apreciez. Ramona! Da? Mă duc să-l sun și eu pe Nicola să-i zic să nu se supere. Ce crezi? Doarme, îl sun. Da, nu, hai să nu-l trezim. Mai bine stai acolo. Hai să ne mai facem de cap până se trezește. Păi nu, că o să-i povestesc de seară ce s-a întâmplat, nu-i normal. Dar ce m-ați băgat pe mine cap? Bă, ultimele fete, majoritatea care au venit, toți aveau câte unul acasă. De eu n-am avut acasă. Serios, tot e povestea și nu erau în casă. Eu nu am avut acasă, m-am îndrăgostit, așa. Eu știu, te înțeleg, nu te condamn, nu te judec. Păi n-ai cum, Piruică, și tu ai fost în aceeași situație. Ce? Cum? Piruică, ai fost în aceeași situație. Marius, ai fost în aceeași situație. Cu cine, mă? Păi tu ai zis. Și tu ai avut iubit afară. N-am avut iubit afară. Am vorbit cu fostul meu iubit afară, sau că am avut? Ai zis zilele trecute, Piruică. O diferență mult mai mare, că tu vorbeai cu fostul. Nu eram cu el, am vorbit cu Ramona fostul. Ramona nici măcar nu s-a văzut cu el. Nu, eu aici l-am cunoscut. N-am nicio treabă, cum tu ai dat exemplu mai devreme, spuneam. Dar ce simți tu să mă ataci, ce vrei tu? Nu te atacăm. Fac da, fix așa. Cașule, eu... Tu ai avut Pirui, nu-l certa, că-l cerți aiurea. Dar nu-l cer, dar nu înțeleg de ce trebuie să fac cu el. Și tu mă întreb pe mine când e vorba de cineva. Și tu ai recunoscut. Dar nu certam pe nimeni, povesteam o situație. Și eu spuneam. Și dar de fost ce te simți tu să zici? Că și tu mă înțelegi la fel când e vorba de chestii de genul. A, cred că e doar la Marius să-i spui. Lasă, am un Pirui, ai avut-o trecut, am dar eu las, că eu am recunoscut. Dar și atunci, și atunci. Ok, dar nu înțeleg de ce trebuie să aducă el discuția asta. Na, în fiecare el așa se simte, mie e treaba lui. Păi în loc să-și de la început, da, mă, și gata. Păi da, dar am recunoscut. Mai înainte că n-ai avut. Dar eu am zis că nu eram cu el. Am vorbit la telefon. Da, vorbeam, dar nu eram cu el. Ai zis că te-ai și văzut. Exact ce face și Ramona. M-am văzut că m-am dus acasă, în pauza aia de 3 săptămâni. Normal, da. Păi normal. Dar asta nu înseamnă că eram cu el, că nu acceptam. În august, septembrie, ai zis că te-ai. Lasă-mă, Olivia. Bine, fine, așa cum spuneți. Nu acceptam, fine. Am vorbit, da, recunosc. Dar ziceam așa că majoritatea ultimele care vin vorbesc cu băieți din afară. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.